A fost bucurie mare în vestiar, vă văd foarte așa, serioși, după asemenea rezultate. Vă dați seama că a fost bucurie foarte mare. Ne bucură enorm această victorie. A fost un derby frumos atât în teren cât și în tribune și ne bucurăm foarte mult. Te așteptai? Două victorii pentru tine de la transferul, de la PSG. Cum a fost? Mai trei victorii? A fost o seară excepțională, v-am spus. Sunt trei puncte foarte importante. Aveam nevoie de această victorie. Mă bucură cu atât mai mult pe plan personal și sperăm să o ținem la fel. Te așteptai la fața asta? Sincer, nu mă așteptam la acest scor, dar se pare că am avut o zi foarte bună, ne priesc aceste derbiuri și e foarte bine pentru toată lumea. Dar e bucurat și voi așa, mi se pare că sunteți foarte, nu știu, parcă nu vă bucurați. Fiecare se bucură în felul lui, nu? Adică, da, așa ne bucurăm noi. Mai avem 10 meciuri, nu e ca și cum s-a terminat campionatul. Am câștigat un meci foarte important. Ați luat prima aia mare, domnul Șcă, era bucuros că i-a luat banii. Da? Da, să dea Dumnezeu să-i luăm toți banii atunci. Ai fost în ambele vestiare, ce se întâmplă la Rapid? Se reușește să se motiveze atât de bine derbiurile cu PCSB? Nu știu ce se întâmplă diferit. Consider că suntem într-o perioadă extraordinară. Avem consistență în joc, am devenit maturi și cred că asta este foarte important în jocul nostru. Vă mai poate opri cineva în plus? E greu, vor veni meciuri foarte grele, cum am spus, mai sunt 10 meciuri foarte importante, cu echipe foarte bune și va fi foarte greu. Dar nu va fi nicio echipă sigură de titlu în acest sezon? Nu, se joacă în continuare, campionatul e un drum lung. Vă place mai mult aici pe arena națională, adică pe Giulești? Giulești este casa noastră, știm cu toții ce atmosferă este în Giulești. Ne bucurăm că ne simțim bine atât pe Giulești cât și pe arena națională. Ți-ai dorit să se joace în ultima etapă cu titlul pe masă? Scuze? Ți-ai dorit să se joace în ultima etapă cu titlul pe masă? Cred că ar fi ceva extraordinar. Dar rămâne de văzut ce rezultate vor fi și cum vom acorda. Mulțumim. Mersi.